Dear Laura, the floor is yours. Good morning, everyone. Bună dimineața tuturor! Vă mulțumesc mult pentru faptul că sunteți prezenți la acest eveniment și vă mulțumesc pentru participare. Sunt Lara Fiorotă și sunt șefa oficiului coordonatorului rezident al PNUD în Moldova. Înainte de a începe, vrem să vă spunem că avem parte de traducere simultană în română, engleză și rusă. Astăzi, ONU în Republica Moldova reprezintă a unui sondaj care a fost realizat destul de recent. Aici avem parte de analiza diverse studii realizate în țară, astfel încât să oferim noi informații în ceea ce privește calitatea de gen în țară. Este un moment special pentru noi. Agenda pentru evenimentul de astăzi include remarci de salut din partea coordonatorului ONU, dar de asemenea din partea Ministerului Muncii și a Protecției Sociale, după care vom avea de asemenea o trecere revistă a rezultatelor cheie. Într-un final, reprezentanții din partea Băncii Mondiale, UN Women și UNFP vor partaja cu noi ideile lor cu privire la modul de implementare și abordare a câtorva rezultate din acest sondaj. Pentru a începe, vreau să ofer cuvântul domnului Sanek Springen, care este rezidentul ONU în Republica Moldova. Vă rog frumos, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, Laura. Este o plăcere pentru mine să vă salut la această lansare a acestui raport de țară cu privire la egalitatea de gen în Republica Moldova. După cum a menționat Laura, această evaluare și oportunitățile pe care le prezintă este foarte important, deoarece egalitatea de gen nu este doar numai un drept al omului fundamental, dar este și o precondiție pentru a avea parte de o lume prosperă și durabilă. Agenda 2030 pentru dezvoltarea durabilă și obiectivele de dezvoltare durabilă au nevoie de eforturi constante, astfel încât să aplicăm egalitatea de gen și abilitarea femeilor. În conformitate cu această evaluare comprehensivă, care urmează să fie prezentată astăzi, Republica Moldova încă mai are spațiu de îmbunătățire pentru a atinge un nivel mai bun de egalitate de gen. Vedem de asemenea și că pandemia COVID-19 a adus unele răutățiri în ceea ce privește anumite domenii ce țin de egalitatea de gen, cum ar fi participarea femeilor pe piața muncii. Dacă vrem să avem parte de progres în ceea ce privește ODD-urile în Republica Moldova, trebuie în mod colectiv să depunem eforturi. Și activitatea noastră în ceea ce privește calitatea de gen este bazată pe o abordare intersectorială. Trebuie să oferim atenție mai multe femeilor și fetelor din grupurile vulnerabile, cum ar fi femeile care trăiesc cu dizabilități, femeile rurale și femeile în etate, deoarece se confruntă cu multiple forme de discriminare. După cum va fi relatat și în evaluare. În calitate de ONU, suntem aici să susținem eforturile Republicii Moldova. De asemenea, și echipa de țară a ONU, toate agențiile ONU și-au asumat angajamentul în activitățile, programele și proiectele sale, astfel încât să acorde atenție perspectivei de gen și pentru a reduce neegalitățile de gen. Această evaluare comprehensivă este un exemplu acestui suport. Este o inițiativă comună a echipei de țară ONU în Republica Moldova cu suportul UN Women, UNFP, Băncii Mondiale și a oficiului meu, de asemenea cu suportul Guvernului Suediei. A fost realizat din februarie până în noiembrie anul trecut prin baza unui parteneriat central de dezvoltare. Evaluarea prezintă o analiză a stării în ceea ce privește egalitatea de gen în Republica Moldova în educație, sănătate, oportunitățile economice, vocea femeilor și alte aspecte. De asemenea, acest studiu ne oferă o înțelegere comprehensivă a acelor cauze fundamentale a inegalității de gen în Republica Moldova și voi lăsa colegii mei astfel încât să vă ofere mai multe detalii cu privire la constatările și recomandările acestei evaluări. Evaluarea are și va informa strategiile cheie ale ONU, dar de asemenea și politicile și documentele analitice ale
unul. Mai cu seamă va fi luată în considerare în cadrul de activitate între ONU și Republica Moldova, care acum este convenit cu Guvernul Republicii Moldova. Și acest cadru de nou demonstrează angajamentul nostru față de egalitatea de gen și integrarea acestui perspectiv în toată activitatea noastră. Colegii mei vor vorbi despre faptul cum constatările acestei evaluări vor fi utilizate de către ONU în activitatea sa în Republica Moldova. Vă mulțumesc mult pentru participarea dumneavoastră și vă mulțumesc pentru interesul acordat acestui studiu. Sper că veți avea posibilitatea să aderați la suportul nostru acordat Guvernului Republicii Moldova pentru a realiza egalitatea de gen și ODD-urile. Vă mulțumesc mult pentru atenție! Vă mulțumim, domnule Simon Stingent, și acum vreau să ofer cuvântul domnului doamnei Felice Trecot, secretara de stat din partea Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Vă rog frumos, Felice, aveți cuvântul. Bună ziua tuturor! Vreau să vă salut la acest eveniment de lansare a raportului de țară în domeniul egalității de gen. Am onoarea să salut coordonatorul rezident al ONU, reprezentantele și reprezentanții agențiilor ONU și ai Băncii Mondiale. Vreau să-mi exprim o deosebită plăcere să fiu invitată astăzi la acest eveniment. Vreau să aduc mulțumiri echipei de țară a Organizației Națiunilor Unite, precum și experților Băncii Mondiale, pentru contribuția pe care au avut-o la inițierea și organizarea acestei ședințe. De asemenea, vreau să mulțumesc experților din domeniu care în mijlocit au realizat această analiză și anume echipei Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare. Importanța raportului de țară în domeniul egalității de gen este incontestabilă, având în vedere impactul acestuia asupra dezvoltării cadrului de politici, precum și asigurării unei înțelegeri ample a cauzelor și consecințelor fenomenului inegalității de gen în Moldova. Acest raport efectiv este o asistență efectivă și oportună pentru Ministerul Muncii și Protecției Sociale în contextul procesului inițiat de elaborare a noului document de politici publice în domeniul egalității de gen, în corespundere cu programul Guvernului și Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă. Procesul menționat presupune activități eșalonate și a demarat cu întocmirea raportului pentru anul 2021, privind realizarea acțiunilor pentru implementarea strategiei pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pentru anii 2017-2021. Cu suportul UN Women și a Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare, Ministerul Muncii și Protecției Sociale planifică elaborarea raportului final de evaluare a acestei strategii și ca finalitate va fi elaborat un nou concept de document de politici publice până la finele acestui an. De aceea vreau să remarc că acest raport de țară va fi un instrument binevenit pentru definitivarea activităților inițiate de minister și din această perspectivă, elaborarea noului document de politici publice va constitui un proces de coagulare a intereselor și a eforturilor tuturor actorilor implicați. Acest lucru va asigura coerența în promovarea politicilor publice și va contribui la abordarea integratoare a egalității de gen. Sunt optimistă să cred că acest eveniment și concluziile raportului vor fi utile pentru noi toți prin conținutul lor informativ și analitic, de asemenea, nu în ultimul rând, provocator pentru revederea eventuală a obiectivelor stabilite anterior și sper foarte mult că acest raport de țară ne va asista la identificarea ariilor de intervenții pentru viitorul apropiat. Vă mulțumesc pentru atenție! Thank you very much, Felicia. Vă mulțumim, Felicia.
Mulțumim guvernului pentru activitatea continuă în ceea ce privește promovarea egalității de gen în țară. Acele documente de politici pe care le-ați menționat sunt un bun exemplu. Înainte de a vă prezenta concluziile acestei evaluări, vrem să vă expunem că acum acest document este disponibil pe site-ul nostru web al ONU, dar de asemenea pe site-ul web al agențiilor ONU și al Băncii Mondiale și vom plasa linkul la acest raport pe chat. Iar acum să începem cu prezentările, constatărilor de bază acestor evaluări. Aici avem trei părți. Prima parte va fi prezentată de către domnul Andrei Buzu și aceasta se va axa pe demografie, educație și sănătate, după care îi vom oferi cuvântul doamnei Alexandra Ermolenco, care ne va prezenta partea de antreprenoriat și de asemenea impactul sărăciei asupra femeilor în țară. Și într-un final va fi Natalia Covric, care ne va prezenta ce se întâmplă cu participarea femeilor pe piața muncii și impactul COVID-19. Alexei, Alexandra, Natalia, aveți cuvântul. Laura, mersi mult. Bună ziua, stimați colegi, colege. Vreau și eu să mulțumesc colegilor din Oficiul Coordonator Rezident al ONU, colegilor la UN Women, UNFP, Banca Mondială și susținătorilor noștri din Guvernul Suediei pentru acest efort destul de comprehensiv. Am lucrat împreună și sperăm noi că rezultatele acestui efort analitic se vor găsi în programe și politici mai bune care o să vină cu rezultate concrete pentru bărbații și femeile din Republica Moldova. Pentru început, vreau să prezint câteva repere metodologice în procesul nostru de realizare a acestui document. Deci, în primul rând, noi am încercat să preluăm abordarea conceptuală propusă de Banca Mondială în cadrul raportului de dezvoltare privind egalitatea de gen și dezvoltare din 2012. Și acel raport, în mare parte, a încercat să uite într-un mod mai structural la perspectiva egalității de gen prin trei elemente conceptuale. Vorbim de elementul endowment, care se referă la educație și sănătate, elementul de oportunități economice și elementul de voce, deci agenție, da? Deci capacitatea de a participa, de a influența lucrurile în comunitate, în gospodărie și în țară. Adițional, noi am încercat să ne uităm și să analizăm domenii precum demografia, sărăcia, impactul COVID și nivelul de realizare a angajamentelor internaționale cu privire la drepturile omului din perspectiva egalității de gen. Un alt element important este că în cadrul analizei am încercat să înțelegem perspectivele femeilor în vârstă, femeilor rome, femeilor cu dizabilități, femeilor supraviețuitoare ale violenței de gen, femeile LGBTQ+, femeile din gospodăriile cu venituri mici. Deci am încercat să înțelegem multiple forme de inegalitate și modul în care inechitatea de putere, inechitatea de oportunități afectează mai mult grupuri de femei sus menționate. Am operat foarte mult cu datele colegilor de la Biroul Național de Statistică, datele unui studiu fenomenal, studiul Gen și Generații realizat de către colegii de la UNFPA și alte cercetări naționale, precum ar fi barometrul de opinie publică, spre exemplu. Dimensiunea analitică a fost completată și cu organizarea unor focus grupuri cu reprezentantele grupurilor vulnerabile de femei, interviuri aprofundate și, în final, rezultatele preliminare ale analizei au fost consultate cu
rețelele reprezentative ale organizațiilor societății civile. Ne referim la organizațiile promotoare ale drepturilor persoanelor cu dizabilități, Coaliția Vocea Romilor și organizațiile care pledează și promovează îmbătrânirea activă în Republica Moldova. Este clar că este un studiu comprehensiv. Vă încurajăm foarte mult să-l studiați. Timpul care este oferit nou este destul de puțin și cu siguranță nu o să putem să relatăm toate concluziile de bază. De aceea, în intervențiile noastre, noi o să fim destul de selectivi. De aceea, într-adevăr, vă încurajăm să analizați și să utilizați această analiză. Ea este disponibilă atât în limba română, limba rusă și limba engleză. Concluzia de bază, care cu siguranță este evidentă a noastră, este că, de fapt, foarte multe probleme persistente și structurale din Republica Moldova au ca un factor de bază sau un factor relevant inegalitatea de gen. Deci, în analiză, în studiu, o să vedeți că pe toate dimensiunile relevante, fie vorbim de sănătate, piața muncii, demografie, educație, faptul că avem o inegalitate de gen persistentă este o barieră generală și explică, de fapt, de ce pe acele domenii noi nu avem progrese semnificative. A doua concluzie de bază este că, fără un efort mult mai ambițios pentru a promova egalitatea de gen, eforturile de politici publice nu vor fi atât de eficiente. Deci, fără a considera, fără a investi resurse, capital politic în a promova egalitatea de gen pe fiecare din domeniile abordate în cadrul acestui studiu, rezultatele finale nu vor întârzia să apară. Deci, într-un fel, inegalitatea de gen explică multe probleme din Republica Moldova, iar egalitatea de gen este o precondiție de bază pentru progresul în Republica Moldova. Eu am să încerc pe scurt să mă refer ilustrativ la trei domenii. Primul fiind demografie. Vedem, cu toții cunoaștem că, de fapt, noi trecem printr-un proces de îmbătrânire demografic în Republica Moldova. De fapt, datele arată că, de fapt, îmbătrânirea are o față feminină. Uitați-vă doar din 2014 în 2011 cât de rapid crește ponderea populației de femei și bărbați cu vârsta de 65 și mai mult. Iarăși, la moment încă ne aflăm sub media țărilor OECD, dar ținând cont de elemente specifice legate de migrație, diferența destul de semnificativă în ceea ce privește speranța medie de viață, fertilitatea care este în scădere. Deci, aceste tendințe se vor accelera destul de mult. Și aici vedem o estimare către anul 2040, o estimare care, de fapt, spune că aproximativ jumate din populația țării va fi de vârsta de 50 plus. Da? Și dacă ne uităm la această piramidă a vârstelor și a bărbaților și a femeilor, vedem că, de fapt, ponderea persoanelor vârstnice va crește mult mai mult, în special vorbim de femeile în vârstă. Deci, către 2040, numărul de gospodării cu o singură persoană, în special femei în vârstă, va crește semnificativ și asta va avea consecințe destul de semnificative. Dacă ne uităm, și colega mea, Alexandra, va vorbi mai mult, cine sunt persoanele sărace din Republica Moldova, o să înțelegem că acestea sunt femeile în vârstă, în special femeile în vârstă din zonele rurale. Deci acest grup va crește semnificativ către 2040
Acest grup care pe parcursul vieții acumulează un deficit economic, deci femeile pe parcursul vieții sunt productive pentru o perioadă destul de limitată. Când ajung la vârsta de pensionare, au o pensie mult mai mică comparativ cu cea a bărbaților și, de fapt, pensionarea pentru o bună parte din acest grup, de fapt, este primul pas de a intra în sărăcie. Un alt aspect relevant se referă la fertilitate. În această figură vedeți rata de fertilitate ajustată la vârstă și chiar dacă comparăm 2014 cu 2020, vedem că deja sunt diferențe în ceea ce privește curbele de fertilitate, deci ea se aplatizează cea din 2020 către dreapta, deci vedem că pentru grupurile de vârstă rata de fertilitate este în scădere, perioada dintre copii crește și, de fapt, vedem că pentru grupul de vârstă 32-39 de ani, deci, de fapt, observăm că o parte semnificativă de femei amână să aibă copii. Și iarăși, egalitatea de gen, în special oportunitățile reduse legate de combinarea vieții profesionale cu cea de familie, explică o parte din aceste cifre și decizii. În raport o să vedeți mai multe detalii în acest sens. Deci, chiar dacă demografia, când vorbim de demografie, vorbim de factori structurali care se schimbă în ani buni, vedem foarte clar că perspectiva egalității de gen este una relevantă, iar inegalitățile de gen, fără a avea intervenții de politici, ele vor deveni mult mai acute și mult mai dificil de abordat în viitor. Dacă vorbim de educație, observăm că, practic, în ultimii 10 ani, nivelul egalității de gen în educație este în scădere. În partea dreaptă vedeți așa numit index egalității de gen pentru arii educației, este un index compozit și dacă în 2009 valoarea acestui index era 55, un punctaj maxim fiind 100, deci semnificând o egalitate de gen perfectă, vedem că de-a lungul anilor inegalitatea de gen în educație crește. Și asta în mare parte se datorează faptului că avem o segregare de gen atât pe verticală cât și pe orizontală. Când vorbesc pe verticală, mă refer la niveluri de studii. Deci, cu cât nivelul de studii este mai superior, cu atât mai puțin bărbați avem prezenți acolo, spre exemplu doctorat, masterat. Și pe orizontală ne referim la segregarea de gen în dependență de obiectul studiului. Și aici, în figură, încercăm să ilustrăm ponderea studenților în domenii, așa numitul domeniu STEM, deci tehnologie, matematică, informatică, și ponderea studenților în domenii, așa numite, umaniste. Și, practic, vedem că inegalitatea de gen este destul de semnificativă, doar exact invers, pentru că într-un domeniu STEM avem mult mai mulți bărbați, în domeniul așa numit umanist avem mult mai multe femei. Iar acest decalaj de gen, atât pe partea STEM și partea domeniului umanist, persistă. Practic, dacă comparăm cu anul 2015, nivelul inegalităților nu s-a schimbat semnificativ. Încă o dată, aceste inegalități persistente arată că intervențiile politici publice nu au fost suficient de eficiente, iar acestea, de fapt, au implicații destul de semnificative pe piața muncii, faptul că mulți dintre bărbați emigrează,
multe dintre femei care nu dețin anumite competențe pe domenii care sunt în dezvoltare în economia Moldovei, creează o penurie de talent pentru angajatorii din Republica Moldova. Dacă ne uităm la performanța academică, în baza ultimului studiu PISA din 2018, vedem că în Republica Moldova inegalitățile de gen sunt mai semnificative dacă le comparăm cu cele din țările OECD. Deci, în special la lectură și la știință. Și acest aspect, chiar dacă este mai puțin studiat în Republica Moldova, el este unul relevant pentru că, iarăși, performanța academică, dimensiunea de gen în performanța academică este destul de relevantă atunci când vorbim și de abandonul școlar, de ambiția academică a băieților și a fetelor și în studiu am arătat cât este de important dacă corelăm nu doar perspectiva de gen, dar perspectiva de rural-urban și perspectiva elevilor din gospodăriile sărace. Deci, practic, aceste trei elemente influențează extrem de mult ambiția academică. Astfel spus, dacă avem un pol opus, un băiat, ipotetic vorbind, un băiat din zona rurală, dintr-o gospodărie, dintr-o gospodărie cu venituri reduse, ambiția academică a acestui băiat este mult, mult, mult mai mic comparativ ca a unei fete din zona urbană, dintr-o familie cu venituri medii sau ridicate. Deci aceste aspecte, aceste inegalități structurale trebuie să fie recunoscute și abordate pe partea acestei de politici educaționale. Și ultimul domeniu la care o să mă refer pe scurt este sănătatea, iarăși care explic acele cifre legate de demografie, speranța de viață. Deci, iarăși și pe domeniul sănătății observăm că inegalitatea de gen este în creștere, să spun, egalitatea de gen este în scădere. Aici puteți să observați inegalitățile de gen în rata de mortalitate pe cele mai importante cauze de boli. Am încercat să comparăm anul 2019 cu albastru, cu 2014, cu portocaliu. Și cifra dată reprezintă, deci de fapt, de câte ori este mai mare mortalitatea în rândul bărbaților în grupul de vârstă 35 și 59 de ani, comparativ cu cea a femeilor. Și de fapt vedem că comparativ cu 2014 avem progres la boli infecțioase și la pneumonia acută. În rest, pentru celelalte clase de boli, deci inegalitățile de gen s-au mărit în ultimii 4-5 ani. Deci asta e un aspect. Cât un alt element important, vedem că, de fapt, pe unele elemente, inegalitatea de gen este de 2, de 3 sau de 5 sau chiar de 7 ori, 7 ori mai mare. Spre exemplu, agresiuni, omucideri. În 2014, raportul dintre bărbați și femei era de 3, în 2019 de 5.79. Deci, practic, s-a dublat. Aceste tendințe, iarăși, au repercursiuni foarte semnificative atât pentru piața muncii, pentru demografie și, cu siguranță, pentru politicile de sănătate din Republica Moldova. Și clar că acestea sunt explicate inclusiv prin factori comportamentali care sunt iarăși determinați de genul persoanei. În această figură vedeți modul în care, deci prevalența consumului de tutun și consumului excesiv de alcool,
Și aici am încercat să ne uităm dacă pe lângă perspectiva de gen, deci a fi bărbat, femeie, alte caracteristici sociodemografice influențează acest comportament, spre exemplu vârsta, nivelul de studii, nivelul de venituri, și vedem că de fapt perspectiva de gen este cea mai determinantă. Da? Deci faptul că ești bărbat sau femeie determină destul de semnificativ prevalența sau tendința de a consuma, de a fuma și de a consuma alcool. Celelalte dimensiuni sunt relevante, dar sunt subsidiare perspectivei egalității de gen. Asta spus iarăși, când concepem politici publice de prevenție a tutunului și alcoolului, perspectiva egalității de gen trebuie să fie punctul de pornire, da? Deci ca să înțelegem care sunt cauzele acestui comportament și care sunt intervențiile cele mai eficiente de a le aborda. Și ultimul aspect care am vrut să-l reflect legat de sănătate este cel legat de nevoia de servicii de sănătate care a fost neacoperită, inclusiv agravată de criza pandemică, și vedem că, de fapt, nevoia medicală a fost neacoperită, a fost cea mai mare în rândul femeilor, în special în rândul femeilor cu dizabilități, deci vedem aici, și femeilor cu venituri din gospodării cu venituri mici. Apoi vedem femeile din mediul rural, femeile vârstnice. Deci nevoia neacoperită de servicii medicale este destul de semnificativ, deci peste 35% din femei în aceste grupuri au avut nevoie de servicii de sănătate, dar nu au putut să le acceseze din vari motive. Da. Și iarăși, chiar dacă la nivel de impact vedem că rata de mortalitate este mai mare în rândul bărbaților, consumul de alcool, consumul de tutun este mai mare în rândul bărbaților, aici este clar ilustrată o inegalitate de gen de care suferă femeile, inclusiv sau în special femeile din grupurile vulnerabile. Eu sper că aceste scurtă și rapidă prezentare va genera un interes mult mai sporit și sper că o să analizați mult mai în detaliu analiza și noi suntem deschiși să răspundem la întrebări și comentarii dacă o să fie nevoie. Mersi mult pentru atenție și mă rog pe colega mea să prezinte celelalte capitole. Mulțumesc mult, Alexei! Bună ziua tuturor! Astăzi eu voi prezenta cele mai importante concluzii despre antreprenoriat și feminizarea sărăciei și am să încep cu antreprenoriatul. Deci, în anul 2017, în anul 2017, circa 33,9% din întreprinderi erau deținute sau conduse de femei, ceea ce este cu 6,4 puncte procentuale mai mult decât în anul 2009, de exemplu. În pofida acestui fapt, femeile continuă să fie o minoritate în comunitatea de afaceri. Acest decalaj semnificativ este cauzat de diferiți factori care limitează accesul femeilor la sectorul economic. De exemplu, accesul limitat la resurse și capital financiar pentru a începe sau a iniția o afacere, bariere în accesarea resurselor de investiții, cum ar fi credite sau alte împrumuturi, practici de discriminare și stereotipurile de gen care le avem în societate și încrederea scăzută în sine. Și altele, de fapt, și alți factori care influențează aceasta. De asemenea, femeile sunt subreprezentate și în funcțiile de conducere de top din cadrul întreprinderilor. Precum vedeți pe ecran, peste 65% din proprietarii și coproprietarii întreprinderilor sunt bărbați. Potrivit Băncii Mondiale, femeile antreprenoare consideră că mediul de afaceri este mai provocator.
Pentru 51% dintre femeile antreprenoare, mediul actual de Republica Moldova nu este favorabil pentru a face afaceri, comparativ cu 30% dintre bărbații antreprenori care cred astfel. Datele au arătat că 89% dintre companiile deținute de femei au considerat mediul de afaceri ca fiind nefavorabil și doar 2% l-au considerat favorabil. Femeile au nevoie de mai mult sprijin și încurajare decât bărbații pentru a-și putea iniția o afacere. În mare parte, acest sprijin fiind așteptat din partea familiei și rudelor lor. Potrivit Biroului Național de Statistică, 62,6% dintre afacerile deținute de femei au fost lansate datorită ideilor proprii, față de 73,6% dintre bărbații antreprenori. În ceea ce privește afacerile în care bărbații și femeile sunt coproprietari, discrepanța este mult mai mare, 58% dintre bărbați fiind implicați în inițiativa de a deschide o întreprindere, în timp ce femeile erau mai puțin de jumătate, 32,8%. În opinia antreprenorului intervievat în cadrul prezentului studiu, o altă barieră principală cu care femeile se confruntă atunci când își deschid o afacere este reconcilierea dintre responsabilitățile de muncă și cele casnice și îngrijirea copiilor. De asemenea, studiul Generații și Gen arată că 16,5% dintre femeile antreprenoare de astăzi au încetat să mai lucreze la locul de muncă anterior din cauza nașterii sau și a nevoii de a avea grijă de copii, vis-a-vis de doar 2,7% în cazul bărbaților care au făcut acest lucru. Acest lucru confirmă încă o dată că echilibrul între viața profesională și viața privată este foarte relevant pentru a sprijini antreprenoriatul feminin. În comparație cu bărbații, mai puține femei antreprenoare au intenție de a crește sau de a-și dezvolta întreprinderile în următorii 2 ani. Mai mulți bărbați antreprenori, mai mult cu 6 puncte procentuale decât femei, au intenționat să-și extindă și să-și îmbunătățească afacerea în perioada 2019-2020. În același timp, datele arată că cu cât întreprinderea este mai mică, cu atât femeile antreprenoare sunt mai reticente să-și dezvolte afacerile. Una dintre cauze este accederea redusă a femeilor la credite. În anul 2017, doar 9,4 femei antreprenoare au beneficiat de credite, față de 14,8% bărbați antreprenori. Pe lângă stereotipurile de gen care se manifestă în acest sector, o femeie antreprenoare care, cu dizabilități intervievată în studiul nostru a menționat că s-a confruntat cu discriminare atunci când a solicitat un credit bancar din cauza nevoilor sale speciale. Reprezentanții băncii au manifestat o neîncredere mai mare față de capacitatea ei de a rambursa și asigura împrumutul solicitat. Atunci când vorbim despre feminizarea sărăciei, putem afirma că femeile devin tot mai sărace. Feminizarea sărăciei se referă la o tendință de creștere a inegalității în ceea ce privește standardele de viață între bărbați și femei, din cauza decalajului tot mai mare în ceea ce privește sărăcie dintre femei și bărbați, așa cum s-a observat la sfârșitul secolului al XX-lea. Rata sărăciei în rândul gospodăriilor conduse de femei a început să crească în anul 2018, iar în 2020 acesta varia semnificativ, cel mai probabil din cauza modificărilor de măsurare efectuate de către Biroul Național de Statistică și a faptului că unele gospodării conduse de femei din zonele rurale au primit mai puține remitențe, cel puțin în perioadele de izolare dură din țările de destinație. În termeni absoluți, Biroul Național de Statistică estimează că 54 dintre cei săraci în anul 2019 erau femei, 54%. Pensionarea este unul dintre canalele cheie ale feminizării sărăciei. Datele generate de sondajul Generației și Gen 2020 dezvăluie unele diferențe între bărbați și femei în ceea ce privește capacitatea financiară atunci când sunt evaluați indicatorii indirecți, cum ar fi imposibilitatea gospodăriei de a face față cheltuielilor și venitul net total al gospodăriei mai mic de 3.000 de lei pe lună, precum vedeți și în figura reprezentată pe ecran. Alături de datele prezentate, se poate confirma că feminizarea sărăciei este caracteristică Republicii Moldova, iar femeile cu vârsta peste 60 de ani sunt grupul cel mai vulnerabil, precum a menționat și colegul meu, Alexei, deoarece inechitățile financiare de-a lungul vieții, în mare parte vorbim aici despre diferențele de salarii a femeilor și bărbaților, afectează în mod direct diferențele de gen în ceea ce privește pensiile.
Responsabilitățile de îngrijire sunt al doilea canal pentru feminizarea sărăciei. În gospodăriile cu nevoie mai mare de îngrijire, vorbim aici despre gospodăriile cu cel puțin 3 copii, rata sărăciei este considerabil mai mare. Cele mai recente date furnizate de Biroul Național de Statistică cu privire la rata sărăciei gospodăriilor cu copii arată că în rândul celor care au 3 sau mai mulți copii, rata este egală cu 42,1% față de 20,9% în rândul gospodăriilor cu un copil. Nevoia mai mare de îngrijire duce cel mai probabil la mai puține oportunități de muncă productivă, în special pentru femei, pentru că de obicei femeile își asumă acest rol, ceea ce se soldează cu un deficit financiar mai mare pe tot parcursul vieții și, prin urmare, expune femeile la un risc mai mare de sărăcie la pensionare. Acestea au fost principalele concluzii pentru, dacă vorbim despre antreprenoriat și feminizarea sărăciei. Vă mulțumesc pentru atenție! Mersi, Alexandra. Bună ziua, stimați colegi. După cum a fost menționat anterior, eu astăzi voi prezenta câteva dintre constatările de bază ale raportului de țară cu privire la situația femeilor și bărbaților pe piața muncii. Totodată am încercat să prezentăm și câteva date cu privire la impactul pandemiei COVID-19 asupra prezenței femeilor și a bărbaților în viața socioeconomică. Dar o clipă. În general, atunci când vorbim despre piața muncii, acesta este domeniul care a înregistrat și continuă să înregistreze cele mai mari inegalități în ceea ce privește prezența femeilor și bărbaților. Și această tendință se păstrează de-a lungul anilor, iar în ultimii ani chiar au crescut inegalitățile pe piața muncii. Datele arată că rata de ocupare a femeilor este cu circa 10 puncte procentuale mai mică decât a bărbaților, respectiv observăm și din date că femeile sunt mai puțin active din perspectivă economică. În spatele acestei diferențe sunt vari motive și bariere, dar aici ne referim în mare parte la divizarea inechitabilă a muncii plătite și a muncii neplătite, ne referim la accesul inechitabil a femeilor și a bărbaților la resurse, la diferite oportunități economice și, desigur, că în ultimul rând ne referim la rolurile de gen care și le asumă bărbații sau femeile. Atunci când vorbim despre prezența pe piața muncii a femeilor și a bărbaților, trebuie întotdeauna să ținem cont de fapt de două aspecte importante. Pe de o parte, femeile sunt mai puțin active economic în raport cu bărbații și avem, spre exemplu, în imaginea care o vezi pe ecranele dumneavoastră, în cadranul dreapta jos, sunt grupurile care de regulă sunt împuternicite, au acces sporit la oportunități economice și aici vedem că mare parte ca grupuri de populație ce se poziționează bărbații, se poziționează persoanele cu studii superioare sau cu un nivel mai înalt de studii. La polul opus, în cadranul stânga-sus, vedem grupurile care de regulă sunt mai vulnerabile, mai marginalizate, grupuri care au un acces mai limitat la oportunități economice și aici se poziționează în mare parte femeile cu, din zonele rurale cu un nivel mai jos de studii. Deci acesta este un aspect. Femeile sunt mai inactive din punct de vedere economic în raport cu bărbații. Al doilea aspect pe care noi trebuie să-l conștientizăm și să-l reținem este că inegalități există însă și în cadrul grupului, respectiv avem în cadrul grupului social femei, atestăm anumite diferențe, anumite inegalități în ceea ce privește prezența lor pe piața muncii, respectiv observăm aici, cum spuneam mai devreme, că sunt femei din mediul rural, femei cu mediul, un nivel mai jos de studii, deci ele au acces mai limitat la piața muncii, în mare parte din considerentul că în piața muncii din zonele rurale se caracterizează prin mai puține oportunități economice, prin mai puține
oportunități de a accesa muncă calitativă, muncă decentă, avem facilități de transport mai slab dezvoltate, femeile au capital mai puțin, femeile, în mod special femeile din mediul rural, au capacități și posibilități mai puține de a se lansa în afaceri și așa mai departe. Femeile din grupurile vulnerabile au și mai puține șanse de a se integra pe piața muncii. Dacă vorbim despre persoanele de etnie romă, atunci rata de ocupare a lor este de circa 7 ori mai mică decât rata de ocupare a populației generale. Deci avem 6% față de circa 40% în cazul populației generale. Mare parte, și în aceste 6%, mare parte cei angajați sunt bărbați. Femeile de etnie romă practic lipsesc de pe piața muncii. Mare parte această situație este determinată de rolurile tradiționale de gen care sunt puternic înrădăcinate în comunitatea romă. Vorbim despre accesul limitat la educația copiilor romi și în mod special a fetiților de etnie romă. Vorbim aici despre căsătoriile timpurii, care este o practică întâlnită în comunitatea romă. Dacă să ne referim la persoanele cu dizabilități, rata de ocupare este de circa 4 ori mai mică decât a populației generale. În mare parte, barierele cu care se confruntă persoanele cu dizabilități sunt legate de accesul fizic, deci o mare parte din instituții nu sunt adaptate la necesitățile persoanelor cu dizabilități. Facilitățile de transport iarăși nu sunt adaptate sau sunt puțin adaptate la necesitățile persoanelor cu dizabilități. Totodată se atestă și practici discriminatorii la angajare, în mare parte din partea angajatorilor, pe criteriul de sănătate. Atunci când noi am încercat să înțelegem care sunt cauzele fundamentale ale prezenței reduse a femeilor pe piața muncii, în prim plan apar responsabilitățile de îngrijire, care par a fi bariera cea mai importantă în integrarea și menținerea femeilor pe piața muncii. Dacă analizăm traiectoria ocupațională a femeilor, observăm că cea mai mică prezență pe piața muncii o au femeile de vârstă reproductivă, de 15-34 de ani, aceasta fiind vârsta când, de regulă, femeile sunt antrenate în îngrijirea copiilor, în îngrijirea familiei. Această concluzie este confirmată și de către datele Biroului Național de Statistică, care arată că rata de ocupare a femeilor cu copii de vârstă preșcolară este cu 20% mai mică decât rata de ocupare a femeilor fără copii mici de vârstă preșcolară sau antipreșcolară. De asemenea, și datele studiului generației și gen arată că circa peste 50% dintre femeile care au copii mici cu vârstă între 0 și 6 ani nu sunt încadrate în câmpul muncii și, cel mai important, nici nu caută un loc de muncă, deci nu intenționează în scurt timp să revină pe piața muncii. Acest lucru ne vorbește despre faptul că avem anumite bariere structurale în integrarea și menținerea femeilor pe piața muncii. Răspunsul sau intervențiile de politici care au existat până în momentul actual nu au fost suficient de eficiente pentru a încuraja femeile să devină active economic și de a se menține pe piața muncii. Divizarea inechitabilă a sarcinilor și a muncii neplătite, desigur că are implicații importante asupra modului și a formelor de angajare a femeilor, dar și a veniturilor acestora, în virtutea responsabilităților pe care și le asumă de regulă femeile, responsabilitățile de îngrijire. Femeile sunt nevoite de regulă să aleagă programe cu fracțiuni de normă, să lucreze mai puține ore pe săptămână, ceea ce în mod evident are implicații asupra veniturilor pe care le au femeile. Din datele pe care le vedeți noastre, observăm că femeile cu copii de vârstă antepreșcolară au venituri salariale cu circa 25% mai mici decât veniturile bărbaților cu copii mici. Acestea au fost doar câteva dintre constatările cu privire la prezența femeilor și a bărbaților pe piața muncii. În continuare am să prezint foarte succint câteva date cu privire la impactul pandemiei COVID-19. După cum am menționat anterior, responsabilitățile de îngrijire sunt în mare parte asumate de către femei și
ceea ce s-a întâmplat în perioada pandemiei este că, de fapt, criza pandemică a agravat aceste inegalități și femeile au fost puse în situația de a-și asuma și mai multe responsabilități decât au existat până la perioada pandemică. Aceasta este asociat inclusiv cu faptul că o bună parte din, sau chiar la un moment dat, toate instituțiile de educație și-au sistat activitatea sau au trecut în activitatea online, ceea ce a sporit solicitările față de femei, mare parte solicitările de îngrijire. Aici avem o parte din sarcinile casnice și din grijire care au fost frecvent antrenați femeile și bărbații și vedem pe toate formele de sarcini, femeile, mare parte, ele au fost cele care au realizat, spre exemplu, îngrijirea copiilor, ponderea femeilor care au acordat mai mult timp îngrijirii copiilor este cu circa 8% mai mare decât ponderea bărbaților sau de către instruire, pentru instruirea copiilor, inclusiv sarcini casnice, cum ar fi curățenie, mese și așa mai departe. Ceea ce s-a întâmplat ca rezultat al faptului că femeile și-au asumat mare parte responsabilitățile de îngrijire este că femeile s-au retras de pe piața muncii în perioada de carantină. Ponderea femeilor care au continuat să meargă la lucru în perioada pandemică este cu 15% mai mică decât ponderea bărbaților și acest lucru se datorează a cel puțin două factori. Deci, pe de o parte, fie femeile au pierdut locul de muncă, fie femeile au trecut la o nouă formă de ocupare, și anume munca la distanță. Pe termen lung, această formă, deși ea pare a fi una convenabilă de a lucra la distanță, pe termen lung ea poate genera anumite elemente de discriminare, atâta timp cât munca la distanță deseori este considerată ca a fi de o valoare mai mică decât cea prestată la birou, respectiv femeile ar putea să intre într-o situație în care să aibă un acces mai limitat la oportunități, să aibă mai puține șanse de a fi promovate. Ceea ce este important să reținem este că chiar și în perioada post-carantină, deci când au fost ridicate majoritatea restricțiilor legate de activitate economică, femeile nu au revenit pe piața muncii și acest lucru se datorează faptului că sarcinile de îngrijire au continuat să sporească, în mod special în contextul în care activitățile sau instituțiile de educație își prestau periodic sau își realizau activitatea periodic în format online, ceea ce însemna că femeile continuau să-și asume aceste solicitări sporite de îngrijire. Evident că acest lucru a avut implicații asupra timpului pe care numărul de ore pe care femeile l-au lucrat și nemijlocit asupra veniturilor pe care le-au avut femeilor. Acestea, 25%, spre exemplu, au menționat că s-au confruntat cu o reducere de salariu în perioada crizei pandemice. Pandemia a avut implicații și asupra sănătății, asupra accesului la asistență medicală. Spre exemplu, 50% dintre persoanele cu dizabilități și 30% dintre persoanele vârstnice au menționat că nu s-au adresat la servicii, la medic sau nu au accesat servicii medicale, chiar dacă au avut nevoie de acest lucru. De asemenea, observăm efecte și asupra sănătății sau stării psihoemoționale. Circa 20% dintre tineri au raportat o înrăutățire la nivelul sănătății mentale și mare parte acest lucru a fost mai mult simțit în cazul tinerilor cu dizabilități, care în mod obișnuit sunt un grup marginalizat, iar în perioada pandemică au fost chiar izolați. Acestea au fost doar câteva dintre concluziile de bază pe aceste două domenii. Noi vă încurajăm să analizați raportul integral și în cazul în care apar întrebări sau comentarii să le adresați. Vă mulțumesc! Thank you very much, Natalia! Îți mulțumim foarte frumos și Alexandre și lui Alexei, mulțumim pentru prezentările interesante. Eu sper că participanții au aflat ceva nou, interesant pentru a continua promovarea egalității între femei și bărbați în țară. Noi, împreună cu partenerii, vrem să folosim aceste date pentru a lua decizii bazate pe dovezi și a aborda cazurile de inegalitate între femei și bărbați
pentru a promova schimbarea transformațională stat. Ca ONU ne-am pus întrebarea cum vom folosi rezultatele evaluării în activitatea noastră din viitor, în special în programe și proiecte. Și pentru a înțelege cum vom folosi aceste constatări și cum le vom transpune în acțiuni, pentru aceasta aș vrea să-i ofer cuvânt și să prezinte și să povestească perspectivele de raport cu rezultate UN Women, UNFPA și Banca Mondială. Pentru a continua folosirea acestor resurse, pentru a continua să susținem țara. Și aș vrea să-i ofer cuvânt doamnei Dominica Stoianosca, din partea UN Women. Dominica, aveți cuvântul. Mulțumesc, Laura, și bună ziua, bună dimineața, bună ziua tuturor. Eu mă bucur, de fapt, foarte mult că avem acest eveniment cu prezentarea constatărilor acestui studiu, acestei evaluări cuprinzătoare pe egalitatea între femei și bărbați. A fost menționat de dumneavoastră, Laura, de experți, că noi cu toții cunoaștem că egalitatea între femei și bărbați este esențială pentru a atinge obiectivele de dezvoltare sustenabilă. Și aș vrea să zic că abordarea față de aceste inegalități trebuie să fie, pe de o parte, cuprinzătoare, bineînțeles, și toate datele, toate dovezile trebuie, de fapt, să indice asupra unei nevoi de a avea o abordare cuprinzătoare. Și aș vrea să menționez două lucruri. În primul rând, aș vrea să mă refer la importanța acestei evaluări care este prezentată acum și oportunitatea acesteia. Și în primul rând, aș vrea să o salut pe doamna Bechtold, secretar de stat al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, și aș vrea să subliniez că datele și dovezile demonstrează că acest lucru s-a făcut la un moment potrivit, având în vedere intenția guvernului de elaborare a unei noi politici publice privind egalitatea între femei și bărbați, în baza evaluării și constatărilor politice anterioare, dar și noile date generate. În același timp, este foarte potrivit ca timp, pentru că noi am văzut dovezile impactului COVID-19. Și iarăși vedem impactul crizei triple și criza energetică, criza refugiaților. Deci, acum, cu toate aceste crize, ne confruntăm cu un risc foarte mare de extinderea inegalității între femei și bărbați, de moment ce se întâmplă de obicei când este o criză. În cadrul sistemului 1, noi la moment inițiem un nou cadru de cooperare și parteneriat cu guvernul și agențiile în parte, cum este agenția mea. În viitor, ce vedem din partea UN Women? Noi, la fel, elaborăm planul nostru pentru următorii 5 ani în conformitate cu mandatul nostru, în primul rând ca agenție care lucrează la egalitatea între femei și bărbați și capacitarea femeilor, și obiectivul nostru este de, în prima etapă și în primul rând, să continuăm activitatea noastră de coordonare în cadrul sistemului ONU pentru a putea coopera împreună pentru a aborda inegalitățile între femei și bărbați, să susținem prestarea serviciilor într-un fel încât să abordăm acele inegalități care sunt prezentate și nu totul ce se conține în evaluarea de gen, dar într-un fel încât să continuăm să coordonăm domeniile în care nu suntem implicați operațional, dar unde putem să vedem cum putem avansa într-o manieră comună ca să punem egalitatea între femei și bărbați în miezul tuturor programelor noastre pe care le vom implementa în următorii 5 ani. Operațiunile, în special pentru UN Women, prioritatea este pe leadership-ul femeilor la guvernare. Pe de o parte, vedem inegalități în diverse domenii care au fost prezentate. Pe de o parte, iarăși avem dovezi că sunt cauzele fiind stereotipurile de gen care perpetuează și sau continuă în viețile femeilor și bărbaților, și vedem impactul discriminării multiple intersectoriale, și iarăși vedem aici diferite niveluri ale inegalităților cu care se confruntă femeile și bărbații. Un aspect important în acest sens este să continuăm să susținem liderismul femeilor în procesul de luare a deciziilor, de elaborarea politicilor. Acest lucru
lucru este important din mai multe motive. În primul rând, este, trebuie să fie just, trebuie să fie corect și vedem inegalități la nivel de guvern. Dar vrem să vedem un grad sporit de participare femeilor în luarea deciziilor, în elaborarea politicilor. Și la moment, dovezile arată că principalul proces de bugetare, de elaborare a politicilor în țări, nu integrează pe deplin perspectiva de gen. Acesta este unul din domeniile în care lucrăm cu guvernul foarte strâns, să vedem, să ne asigurăm că procesul bugetar are incorporat această perspectivă de gen. Și pentru acest lucru, un domeniu important este nevoia de analiza datelor. Și mă bucur foarte mult că avem, datorită acestei evaluări, avem date suplimentare. În același timp, prin integrarea egalității între femei și bărbați și în bugetare, vom putea să integrăm pe deplin intersecționalitatea. Un alt domeniu important ar fi guvernarea femeilor în sectoarele, în mod normal, cumva, în care participă mult bărbații și integrarea femeilor în procesul de negociere. Este foarte important să înțelegem care sunt cauzele de bază și să le abordăm la rădăcina lor. Un alt element important este capacitatea economică a femeilor. Am văzut cât de mult dependența economică duce la inegalități persistente. Unul din domeniile în care vom continua să participăm și să oferim susținere, iarăși modificarea cadrului de reglementare, participarea egală pe piața forței de muncă, inclusiv în antreprenoriatul privat, dar și abordarea unor consecințe negative pe care le observăm și analizând hărțuirea sexuală la locul de muncă și îmbunătățirea cadrului de reglementare în acest sens și vom lucra împreună cu partenerii în acest sens, cu ILO pe pledoarea și promovarea abordării hărțuirii sexuale la locul de muncă. Dar un domeniu foarte important este antreprenoriatul femeilor și business. Am văzut datele și susținerea continuă a femeilor în afaceri este foarte importantă. De ce? Pentru că am văzut cum inegalitățile continuă să persiste, pentru că fie femeile rămân în urmă în ceea ce ține gestiunea afacerilor sau în același timp gestionează niște întreprinderi mici care sunt impactate, care sunt afectate de crize și asta nu este sustenabil. În același timp, e nevoie de a susține domeniile care în mod normal nu sunt percepute ca domenii în care participă femeile. Și acest lucru duce la o persistență continuă a decalajului de plăți salariale. Și ultimul lucru, am văzut foarte multe probe că există bariere în calea femeilor de a participa pe piața forței de muncă și femeile au o participare disproporțională în munca neplătită. Experții noștri au menționat cum acest lucru este un fapt nejust, incorrect, dar este și o mare barieră ca femeile să intre pe piața forței de muncă. Eu aș zice că este și o pierdere economică pentru țară, pentru că femeile care nu participă pe piața forței de muncă sunt femeile cu vârsta reproductivă și aceasta este o pierdere pentru țară. Și dacă ne uităm din baza estimărilor globale pe care le avem, economia de îngrijire sau munca neplătită de îngrijire, nu se calculează aceasta în PIB. În Serbia a fost calculată aceasta la cota de 22% din PIB. Adică să vedem cum munca neplătită poate fi transformată în îngrijire instituțională care poate duce la mai multe locuri de muncă și la mai multă egalitate. Pentru că noi am văzut că inegalitățile pe toată viața și discriminarea duce la inegalitate și la sărăcie. Acestea sunt dovezile. Sunt date care arată că inegalitățile duc, inclusiv inegalitățile financiare, absența de pe piața forței de muncă în perioada reproductivă, duc la sărăcie la o vârstă mai înaintată. Și am văzut și aceste diferențe în dependență de caracteristicile faptului dacă este
zonele rurale urbane, dacă este vorba despre femeile cu dizabilități și altele. Lucrurile astea sunt importante. Eu aș mai vrea să menționez încă un element pe care l-am observat, care afectează și femeile și bărbații. Era vorba de aspectul de sănătate și eu sunt sigură că colega mea sau colegele mele vor vorbi despre asta mai târziu. Ultimul punct, care este strict legat de dependența economică și de nevoia de a consolida acest aspect, este eliminarea violenței față de femei. Acest moment este foarte important. Țara a ratificat Convenția de la Istanbul și acest moment este foarte important de a susține cu adevărat și de a munci împreună cu Consiliul Europei, cu partenerii de dezvoltare, să susținem guvernul în implementarea prevederilor cheie ale Convenției de la Istanbul. Aceasta a fost un domeniu prioritar pentru UN Women și până acum, și obiectivul nostru este să continuăm să susținem eforturile de aliniere și de implementare a prevederilor, în special când este vorba despre activitatea cu organele de drept și organele de asistență socială. Și să ne unificăm în jurul abordării centrate pe supraviețuitor și pentru noi aceasta va fi o continuare a programelor pentru a permite capacitarea economică a femeilor supraviețuitoare ale violenței, pentru că pentru noi este important ca să ieșim din ciclul de violență. Nu e vorba doar de servicii psihosociale de susținere, dar și recuperarea economică și independența economică pentru a ieși din ciclul de violență și pentru a fi integrat în societate și pentru a contribui la dezvoltarea acesteia. Deci, într-un fel, pentru noi, după cum a arătat această evaluare cuprinzătoare, va fi foarte important de a asigura guvernare și bugetare sensibilă la gen și altele pentru a aborda toate aspectele legate de persistența inegalităților, creșterea acestora. În același timp, să vedem, de asemenea, cum să susținem eforturile de abilitare, de capacitare economică a femeilor și de a opri violența față de femei care persistă mai de ani de zile și cum împreună cu sistemul ONU și partenerii să putem să coordonăm eforturile pentru a elimina inegalitățile persistente între femei și bărbați și pentru a asigura dezvoltarea sustenabilă a țării. Aici intervine contribuția UN Women. Eu mă bucur foarte mult că am făcut acest parteneriat sub egida oficiului reprezentantului permanent al ONU în Moldova pentru a susține Guvernul Republicii Moldova, societatea civilă, organizațiile societății civile în eforturile de a acoperi acest decalaj femei și bărbați, pentru că asta duce la o societate mai bună, iar acest lucru duce la rezultate mai bune pentru toată lumea. Atât a fost din partea mea. Dacă sunt întrebări, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamna Stoianoscă. Eu aș vrea să îi ofer cuvânt doamnei Nichina Abasade, reprezentant UNFPA Moldova. Nichina, îmi cer scuze, dar trebuie să menționez că trebuie să avem doar 5-6 minute pentru următorii vorbitori. Nichina, mersi pentru înțelegere, aveți cuvântul. Mulțumesc mult, Laura. Bună, bună dimineața, dragi colegi. Stimată secretară de stat Felicia, Dominica, stimați parteneri, colegi, toți cei care suntem conectați online. Practic ne-a luat vreun an ca să lansăm această evaluare, pentru că evaluarea acoperă atât de multe domenii și elemente și este o muncă destul de cuprinzătoare. Este foarte plăcut să fim astăzi aici la lansarea evaluării de gen și eu cred că este un moment foarte potrivit atunci când planificăm următoarele noastre programe de țară. Și prin următoarele, zic, practic am finalizat cadrul ONU de cooperare. La noi, la UNFPA, practic am incorporat aceste constatări în programul nostru până în anul 2027. Noi vom continua să lucrăm ca parteneri și, cum a menționat Dominica, și în ceea ce ține de abilitarea femeilor și egalitate între femei și bărbați.
egalitate între femei și bărbați și planificarea familiei, putem vedea și planificarea familiei este un instrument de capacitare a femeilor în ceea ce țin de realizarea drepturilor reproductive ale acestora. În prezentările de astăzi am văzut că multe lucruri nu se potrivesc pentru femei și sunt multe obstacole în acest sens și pentru noi, UNFPA, evident că acest lucru este o îngrijorare, pentru că știm că există, când există inegalitate între femei și bărbați, sunt mult mai multe impedimente în realizarea drepturilor, inclusiv reproductive, și pentru noi aceasta se leagă cu rezultatele UNFPA, care țin de planificarea familiei, de punerea capătului mortalității maternale și așa mai departe. Și un studiu pe care l-am realizat UNFPA, care a fost baza acestei analize și datele calitative și datele din focus grupuri, dar și datele BNS. Noi, din raportul de astăzi, am aflat, de asemenea, că Republica Moldova continuă să nu realizeze acele rezultate transformative și, iată, așa am ajuns ca și guvernul și organizațiile societății civile să abordeze subiectul drepturilor reproductive ale femeilor. Aș vrea să subliniez, de asemenea, faptul cum COVID-19 a influențat. Am avut aceste ipoteze și din alte rapoarte despre modul în care pandemia COVID-19 a pus poveri suplimentare pe umerii femeilor și cum acest lucru a influențat și a complicat realizarea egalității între femei și bărbați. Provocările demografice majore cu care se confruntă Republica Moldova au avut implicații foarte mari pe feminizarea procesului și problemele cu care femeile și fetele se confruntă, sau emigrarea tinerilor, sau reîntoarcerea migranților în Moldova și cum îi reintegrăm în țară. Și acum, ziceam, 50% din tineri, fete și băieți doresc să părăsească țara, asta datele pentru ultimii 3 ani, și de asemenea am observat un nivel destul de înalt de căsătorii timpurii, sarcini timpurii, este o cifră cea mai mare în regiune și bineînțeles că acestea sunt cifrele cele mai mari pe țară. Și aș vrea să menționez despre prevalența cancerului în Moldova, pentru că și aceasta are conexiuni cu inegalitatea între femei și bărbați și discriminarea. Și prevalența cancerului cervical în Moldova este unul din cel mai înalt în Moldova, inclusiv mortalitatea din cauza cancerului cervical, pentru că femeile se adresează la medic doar în ultimele etape ale bolii. Și acest lucru este nu doar din cauza necunoașterii, dar de asemenea din cauza că sunt supra-solicitate pentru munca neplătită. Uneori femeile nu au bani pentru transport ca să acceseze serviciile. Femeile din zonele rurale, femeile cu dizabilități, minoritățile etnice sunt cele mai afectate, bineînțeles. Un element important este participarea bărbaților și, iarăși, în planificarea familiei, în îngrijirea prenatală, postnatală, sau să aibă responsabilități de îngrijire neplătită la bărbați sunt foarte puține. Și cu pandemia COVID-19, iarăși, a pus mai multe sarcini pe umerii femeilor. Din prezentare am mai observat că e vorba despre o cifră foarte mare de o proporție foarte mare de femei și persoane mai în etate, și cum acest lucru ține de îmbătrânire activă și cum acest lucru implică pauze de concediu de maternitate, cum aceasta afectează situația femeilor și ce susținere putem să introducem pentru îmbătrânirea activă a unor categorii specifice de femei.
Și în final aș vrea să zic că această evaluare de gen este un îndemn la acțiune pentru toți noi cei care lucrăm și susținem drepturile femeilor. Noi toți am avut aceste presupuneri, ipoteze legate de inegalitatea între femei și bărbați în țară, dar acum avem acest raport consolidat, raport cuprinzător ca dovadă de a acționa și de a face echipă cu Guvernul Republicii Moldova, cu Familia ONU, de a folosi aceste date și a aduce aceste schimbări la nivel de servicii. Ca nu, noi vrem să susținem programul național privind drepturile de reproductive și îmbătrânirea activă și toate acțiunile care vor susține femeile în drepturile lor reproductive ca parte a programului de țară. Încă o dată, mulțumesc foarte mult pentru centrul care a elaborat această evaluare și tot parteneriatul cu agențiile surori. Mulțumesc mult! Mulțumesc foarte mult, doamna ambasade, și ca să ne grăbim un pic, aș vrea să ofer cuvânt Carolinei Odubescu, ofițer superior la Banca Mondială Chișinău. Mulțumesc, Laura, vă salut pe toți, eu voi fi foarte succintă și nu mă voi repeta să ofer date suplimentare pe care în principiu deja le aveți, dar noi ca instituție apreciem foarte mult cooperarea cu partenerii Republicii Moldova la această evaluare. Ne-a ajutat pe noi pe toți să înțelegem care sunt golurile de gen în câteva domenii importante, oportunități economice și altele în Republica Moldova, în special când țara se confruntă cu provocări critice, cum ar fi îmbătrânire, declin demografic și stresul economic legat de șocurile care au lovit țara, refugiații din Ucraina, prețurile la produse alimentare care cresc și, nu în ultimul rând, pandemia COVID-19. Cooperarea cu Banca Mondială în acest sens, evaluarea s-a axat foarte mult pe anumite aspecte care se intersectează și modelează rezultatele pentru femeile din Moldova. Noi în special salutăm accesul pe vulnerabilitatea socială și sărăcia cu care se confruntă Moldova la moment. Cum a menționat și Dominica și Nighina, noi elaborăm de asemenea parteneriatul nostru sau cadrul nostru de parteneriat pentru următorii 5 ani și anume în baza acestor astfel de rezultate, noi am identificat obiectivele cheie și instrumentele cheie ca să ajutăm țara să își atingă obiectivele de dezvoltare și să ajungă la prosperitate. Dacă ne gândim la următoarea etapă de implicare, de participare, ne observăm că Moldova se confruntă cu un șir de circumstanțe și situații specifice și le-am inclus în următorul nostru ciclu strategic, inclusiv nevoia țării de a își continua transformarea tehnologică și altă, să aibă grijă de șocurile energetice, economice, îmbătrânirea populației și vulnerabilitățile economice care apar din crizele continue, dezastrele naturale, pandemia COVID-19 și războiul din Ucraina. Pentru noi, în următorii câțiva ani, noi ne vom axa pe promovarea creșterii, competitivității, activității, rezilienței, aprofundarea capitalului uman, acces la servicii și consolidarea guvernanței și a instituțiilor solide. În speranță că Moldova își va atinge obiectivele de dezvoltare și în acest sens va fi foarte critic să asigurăm că Moldova acoperă decalajele de gen pe care le-am discutat astăzi în oferirea oportunităților economice, când toate segmentele ale populației beneficiază în mod egal. Și nu în ultimul rând, aș vrea să menționez câteva implicații practice. Și cum vom folosi această evaluare de gen? În primul rând, am evaluat investițiile existente și portofoliul de consultanță în țară, să vedem în ce măsură acest portofoliu răspunde la constrângerile de gen identificate în evaluare. Într-al doilea rând, am elaborat un plan, un proiect al planului de acțiuni care va însoți cadrul de parteneriat cu țară și am identificat decalajele între femei și bărbați la nivel de sector și să vedem cum fiecare din portofoliile noastre poate să ajute la fiecare această prioritate și avem indicatori specifici, acțiuni și am menționat acest lucru nu doar în raport cu portofoliul nostru investițional, dar este foarte important să avem și servicii consultative și analitice.
Și pentru a finaliza, aș vrea să menționez că evaluarea de CEN și analiza din această evaluare ne va permite să avem o consecvență în abordarea acestor probleme. Cum a spus și Nichina, este un îndemn la acțiune ca toți să beneficieze în mod egal. Mulțumesc mult! Mulțumesc foarte mult, doamnă Dobescu. Țara ONU, echipa de țară a ONU face mai multe proiecte și se axează foarte mult pe asigura că toate aspectele legate de discriminare sunt abordate și aceasta, să ne asigurăm că acestea au capacități de a promova capacitatea femeilor. Cu regret, din cauza limitelor de timp, nu vor fi prezentate toate, dar aș vrea să prezint un exemplu foarte clar a angajamentul nostru ca ONU. Să ne asigurăm că abilitarea femeilor a fost integrată în cadrul nou de cooperare 2023-2027. Și pentru a încheia acest eveniment, aș vrea să o invit pe Felicia Bechtold ca să facă remarcele de încheiere. Felicia, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Prezentări care au avut niște analize profunde privind situația în domeniul egalității de gen în Republica Moldova, la compartimentele economic și social, realizat de experții Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare, pentru care vreau să le mulțumesc mult și, de asemenea, sperăm la o frumoasă colaborare pe viitor. Vreau să mulțumesc încă o dată reprezentanților Casei ONU, precum și experților Băncii Mondiale pentru interesul și susținerea pe care o manifestă față de problemele din țara noastră. Și ca încheiere vreau să vă spun ca mijloc de remediere, noi, Ministerul, în acest an vom întreprinde mai multe acțiuni pentru a îmbunătăți egalitatea de gen și aici vreau să menționez doar câteva. Ministerul este în proces de elaborare a unui program de îmbătrânire activă și sănătoasă, care cu siguranță va avea un puternic gender lens, dat fiind că ponderea femeilor în vârstă este cu mult mai mare și conform previziunile pe care le-am ascultat, va crește și mai mult. De asemenea, suntem la moment de finalizare a strategiei de ocupare a forței de muncă. De asemenea, această strategie se încadrează și are unghiul egalității de gen în câmpul muncii și vom analiza această strategie în cadrul grupului de lucru gender de la minister. O altă acțiune este vom elabora și aproba regulamentul cadru cu privire la organizarea serviciilor de îngrijire de tip familial, minicreșelor. O altă acțiune pe care vom realiza este elaborarea câtorva exemple de program flexibil care angajatorii îl vor putea utiliza pentru angajații lor. De asemenea, din prezentările pe care le-am văzut, am văzut cât de vulnerabile sunt femeile din punct de vedere economic și financiar, dacă nu sunt încadrate în câmpul muncii sau nu au surse suficiente de venit, mai ales femeile din mediul rural, femeile în etate, femeile cu dizabilități. Am văzut cât de mult acesta are un impact asupra salariilor dacă femeile nu sunt încadrate în câmpul muncii. Am văzut impactul lor asupra decalajului salarial și a competențelor profesionale. De asemenea, să nu uităm de bărbați, care au o mortalitate ridicată și este nevoie de politici, de sănătate, de prevenție, de asistență socială ca să îmbunătățim calitatea vieții bărbaților. Acest studiu, de asemenea, ne-a arătat cât de important este să ne focusăm pe adaptarea politicilor ca mai mulți băieți din mediul rural să aibă ambiții educaționale mai ambițioasă, să le spun așa, și aici avem nevoie de mai multe exemple în mediul rural și adaptarea acestor politici. Pe lângă politicile pe care statul le întreprindem și ne propunem să le întreprindem, este important ca fiecare din noi
să contribuim în familiile noastre, în rolul nostru ca angajat, ca manager în instituțiile noastre, la schimbarea acestor lucruri și la îmbunătățirea egalității de gen. Vreau să vă mulțumesc și vă doresc o zi bună! Thank you very much, Ms. Bechtold. Mulțumesc foarte mult, doamna Bechtold, și acestea fiind spuse, evenimentul nostru ajunge la sfârșit. Vă mulțumesc pentru participare și să aveți o zi frumoasă. La revedere!